În anul 635, la scurt timp după moartea profetului lor Mahomed, arabii musulmani cucereau Ierusalimul și Palestina, înspăimântând lumea creștină și dând o lovitură importantă Imperiului Roman de răsărit. Erau oare acele teritorii pustii la venirea musulmanilor? Bineînțeles că nu. Palestina, Ierusalimul, toată zona din jur, inclusiv Egiptul, Siria, la acea vreme erau locuite majoritar de creștini și aveau încă o mică populație de religie ebraică, adică evrei, și o și mai mică populație de samarineni sau samariteni, depinde de textul în care îi găsim menționați, care samarineni erau tot o sectă evreiască, tot o ramură a iudaismului, dar care era rivală evreilor mainstream, să zic așa. După cum unii dintre voi știți deja, în jurul anului 70, după o revoltă eșuată a evreilor, romanii distrug Ierusalimul, îi expulzează pur și simplu pe evrei din zona iudeii, dar nu și din... Galileea, un lucru vrednic de amintit, însă, după acele edicte de expulzare ale evreilor până la cucerirea musulmană, sunt aproape 600 de ani. 600 de ani în care se întâmplă foarte multe lucruri, majoritatea populației din zonă devine creștină într-un fel sau altul, dar și mici comunități de evrei se reîntorc în. Ierusalim și în zonele adiacente, deci în afară de creștini, încă găsim acolo în secolul 7 și mai înainte și după, bineînțeles, evrei. Doar că aceștia nu mai erau de mult grupul majoritar din punct de vedere demografic. Majoritari, așa cum am spus, erau la acea dată creștinii, care creștini erau și ei un amestec teribil de populații diverse. Pe de o parte, vechi evrei convertiți la creștinism în timpul apostolilor, dar și populații creștine venite din jurul Palestinei, adică de la nord, din Siria, din Egipt, vorbitori de limbi diferite, dar în final uniți de limba aramaică, limba dominantă a zonei, iar clasele superioare, adică aristocrația, Oamenii cu stare, intelectualii, vorbeau și grecește, uneori nativ din familii, multe sute de ani, iar în Egipt și acum mai există comunități de limbă greacă, inclusiv în Siria, inclusiv în Liban, doar că sunt aproape ca și dispăruți, sunt pe cale de dispariție, doar că la acea vreme erau încă destul de numeroși. Cam ăsta e peisajul demografic pe care cu ceritorii musulmani îl găsesc în Palestina în secolul VII. Peste acești localnici, majoritar creștini, cu o minoritate evreiască și samarineană, se așează beduinii, triburi arabe musulmane din sudul peninsulei, care vor constitui baza armatelor califatului musulman, în timp ce localnicii vor fi tolerați cu propriile religii atâta timp cât acestea vor fi religii ale cărții, adică creștini sau evrei sau samariteni, și se vor integra treptat pe măsură ce o parte dintre ei se vor converti în noua societate predominant musulmană. Însă acest fenomen se va întâmpla în timp, secole de rândul, creștinii au continuat să fie grupul majoritar din regiunea Palestinei. Abia în jurul anului 1600, musulmanii vor deveni religia dominantă a celor locuri, cu o puternică minoritate creștină și o mai slabă minoritate evreiască și una samariteană din ce în ce mai mai diluată, din ce în ce mai diminuată. De exemplu, astăzi mai sunt în jur de 600 de samariteni. Ca fapt divers, la finalul celui de-al doilea război mondial, înainte de întemeierea statului modern Israel, în societatea palestiniană existau aproximativ 30% creștini, iar astăzi mai sunt în jur de 10%, un declin foarte, foarte rapid, comparativ cu istoria de 1300 de ani a conviețuirii dintre cele două, dintre cele două religii și comunități până la urmă. Dar să revenim la palestinienii moderni și la originea lor. Așa cum spuneam, arabii cu ceritori se impun peste o populație locală care aveau origini etnice diferite. Dacă sub raport religios erau trei principale religii, adică creștinism, iudaism și ramura samaritană a religiei iudaice, sub raport etnic, deși nu mai erau atât de vizibile aceste rădăcini etnice, populația locală, strămoșii palestinienilor de astăzi, peste care se vor adăuga, așa cum spuneam, triburile beduine, deci localnicii, dinainte de venirea cu ceritorilor arabi, o mare parte dintre ei erau de origine evreiască. Atât evrei, cât și creștinii proveneau din cele 12 triburi biblice ale poporului Israel. Astfel, acestea fiind arabizate de-a lungul Evului Mediu și prin conviețuire cu arabii, la venirea evreilor, la revenirea, mă rog, cu ghilimele de rigoare, nu vom intra acum în astfel de detalii cu iz politic, dar e clar pentru toată lumea că după cel de-al doilea război mondial avem mișcarea sionistă, o imigrație puternică și susținută a evreilor din întreaga lume înspre ceea ce va deveni sau va redeveni. Israel, la 1948, statul evreu și-a proclamat independența și formarea. Deci la acea dată, imigranții evrei din lumea întreagă, repet, au venit în Palestina peste o populație localnică, vorbitoare de limba arabă, majoritar musulmană, dar cu o componentă de aproximativ 30% creștină și cu origine diversă, printre care inclusiv strămoși evrei, din vechi evrei rămași în Palestina. Acest adevăr istoric, oricât de șocant ar putea fi pentru, pentru cei mai puțini informați, este totuși cunoscut în mediile, nu neapărat academice, dar să le zic, mediile mai informate, numeroase articole de presă, numeroase studii, inclusiv genetice, recunosc această componentă iudaică a originii palestinienilor de astăzi. Doar că promovarea acestui adevăr nu ajută în niciun fel cauza statului Israel. Pentru că e greu să explici de ce o familie de palestinieni care a stat acolo de generații, de când se știu ei, practic, au locuit în, în zona respectivă sau în casa respectivă. Iar după 1948 au fost evacuați cu forța din acea casă de către statul Israel pentru a face loc chipurile unor evrei care s-au născut în Polonia, în Germania, în Franța, care n-au nicio legătură cunoscută cu Palestina, pentru a le face loc să revină acasă, între ghilimele. Adică contradicția de termeni, contradicția explicațiilor este mai mult decât evidentă. Care dintre cele două entități este veneticul, care băștinașul, ei, și să mai recunoști că o parte din palestinieni sau la formarea genetică a palestinienilor au contribuit și evrei antici. Iar la formarea genetică a evreilor de astăzi, găsim grupuri diverse. Căci iarăși o altă, o altă mister al istoriei sau un adevăr mai puțin cunoscut sau ascuns chiar, e acela că evreii de astăzi nu sunt toți descendenții evreilor antici, a celor evrei expulzați de romani în anul 70. Evident, o parte dintre ei sunt urmași acelora. Dar, de la expulzarea din 70 și până la poporul israelian de astăzi, sunt aproape 2000 de ani în care s-au întâmplat multe, și ca să nu mai lungesc povestea, există grupuri etnice diverse care, de-a lungul timpului, dintr-un motiv sau altul, s-au convertit la iudaism și s-au integrat în poporul evreu. Avem inclusiv evrei negri din Etiopia, aparținători ai triburilor Falașa. Avem evrei, de fapt evrei, dacă veneau din Europa, erau, arătau ca europeni. Dacă veneau din Nordul Africii, arătau ca locuitori din Nordul Africii. Dacă veneau din Etiopia, arătau ca cei din Etiopia. Dacă veneau din India, arătau ca cei din India. Și cred că ați înțeles ideea. Mulți dintre ei sunt, de fapt, urmași unor populații diverse, Unite de religia iudaică. Și e greu să explici lumii că aceștia se întorc acasă la Ierusalim, și pentru a le face lor loc, scoți de acolo o populație care trăiește de sute, o mie și ceva de ani, de fapt. <laughs> Înțelegeți dificultatea de a, de a explica acest, aceste realități până la urmă. Dovadă că istoria nu este folosită pentru, pentru, a afla adevărul de dragul adevărului, ci istoria tot timpul și invariabil este folosită pentru a justifica anumite acțiuni ale unui popor, ale unui stat, la fel și în cazul nostru, la fel în cazul oricărui, oricărui stat. Și fiecare ia din istorie doar acea particică care îl ajută care îl ajută ideologic. De aceea, nu o să auziți prea mult și nu o să citiți prea multe articole pe, pe tema aceasta, cum nu o să citiți nici prea multe despre modul în care Israelul a ajutat la crearea Hamas în anii 80. Nu este un secret pentru nimeni că în acea vreme, pe fondul războiului rece, Statele arabe naționaliste, care tocmai răsturnaseră monarhiile din țările lor, Irak, Siria, Egipt, se apropiaseră de Uniunea Sovietică. Rivalele lor din interior erau mișcări fundamentaliste religioase. În speță, frații musulmani din Egipt, care, mă rog, ei nu erau doar în Egipt, ci în toată lumea arabă, dar din această grupare care există și astăzi, din această mișcare, s-au desprins ulterior cam toate mișcările fundamentaliste teroriste de astăzi, inclusiv Hamas, inclusiv Al-Qaeda, și lista e foarte, foarte lungă. Deci la acea vreme pe principiu dușmanul dușmanului meu e prietenul meu, lumea occidentală, lumea americană, englezii, dar și Israelul au susținut aceste mișcări fundamentaliste din lumea musulmană doar pentru că ele se opuneau regimurilor naționaliste, adică lui Nasser din, din Egipt, lui Assad din Siria, iar în cazul Palestinei, Hamasul, o mișcare fundamentalistă, cum ziceam, jihadistă, se opunea lui Arafat. Arafat era președintele Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Fatah care, ideologic vorbind, era apropiat de Saddam Hussein și de Uniunea Sovietică, adică promova un naționalism secularist. Nu punea bază pe, pe islam, ci pe naționalism și, oarecum, și pe socialism. Din acest motiv, era finanțat de URSS, iar Hamas era văzut ca rău cel mai mic. Nu mai intru acum în detalii, deși cred că ar merita un, un material separat. Dar la acea vreme, Israelul a considerat oportun să sprijine acest, acest monstru Hamas pe care l-au hrănit fără să-și dea seama. Când și-au dat seama ce au făcut, deja era prea târziu. E, e oarecum în oglindă cu ceea ce s-a întâmplat în Afganistan. Americanii i-au sprijinit pe mujahedini, pe musulmanii fundamentaliști, doar pentru că ei se opuneau regimului marionetă. Impus de Uniunea Sovietică în Afganistan. Și de aici a plecat un război care a durat ani de zile și s-a terminat cu înfrângerea rușilor de către mujahedinii sprijiniți de, de americani. Acești mujahedini erau jihadiști din toată lumea arabă, și care ulterior au pus bazele Al-Qaeda, statului islamic și altor organizații teroriste. Pe de cealaltă parte, susținătorii cauzei palestiniene vor lua din istorie doar la fel, doar elementele care le convin. De exemplu, vor vorbi despre expulzarea palestinienilor, despre cum Israelul nu a respectat propunerea ONU de împărțirea Palestinei și a ocupat tot mai mult, tot mai mult. Omițând să spună cum anume au ocupat aceste teritorii, omițând să spună că după înființarea statului Israel, arabii au fost cei care au refuzat Planul 1 și au atacat constant Israelul și de fiecare dată, tot constant, Israelul i-a înfrânt și după fiecare înfrângere, Israelul a ocupat noi și noi teritorii de la agresorii săi, practic. La fel vor omite să spună că mulți arabi și-au vândut de bună voie pământurile evreilor, vor omite să spună că mulți arabi, mulți palestinieni au ales să trăiască în Israel, chiar să facă parte din armata Israelului. Practic, toată lumea caută să ia din istorie doar acele părți care le, le furnizează material pentru a sprijini ideologiile, viziunile, simpatiile sau antipatiile. Practic, din păcate, de multe ori nu ne interesează adevărul, ci ne interesează să adunăm argumente în plus pentru lucrurile pe care deja le susținem. La fel, războiul nu este despre cine are sau nu dreptate, nu este despre argumente istorice, ci le folosește în scop propagandistic ca partea războiului informațional. Le folosește atât împotriva adversarului, cât și pentru a-și motiva propriile trupe. Nu e greu de observat, de exemplu, că aceiași oameni care sunt împotriva, de exemplu, vă dau un exemplu foarte, foarte la îndemână în ziua de astăzi și pe care le regăsesc, mă rog, de care mă lovesc zilnic aproape, să zicem așa, de regulă aceiași oameni care sunt împotriva invaziei Rusiei în... Ucraina, pe bună dreptate, sprijină sau au sprijinit în trecut uh, intervenția Statelor Unite din Irak. Cei care condamnă atacurile teroriste ale Hamas, iarăși pe bună dreptate, sunt dispuși să găsească argumente pentru uh, crimele comise de Israel împotriva palestinienilor de-a lungul timpului, inclusiv bombardarea actuală a fâșiei Gaza este acolo e o concentrare foarte mare de, de locuitori, sunt 2 milioane de oameni în câteva orașele. Bineînțeles că acele bombe ucid la acest moment civili, copii, bătrâni, femei indiscriminat. E și foarte greu de făcut diferența dintre o bază Hamas și o locuință civilă, să zic așa. Deci aceste crime se întâmplă, doar că Susținătorii Israelului le justifică foarte ușor: Păi sunt teroriști sau susțin teroriștii, deși nu-și dau seama că folosesc aceleași argumente pe care teroriștii Hamas le folosesc atunci când își justifică propriile crime. Ei ucid civili israelieni pentru că Israelul e o societate foarte militarizată și mulți civili sunt de fapt rezerviști. Deci iată un alt exemplu unde nu rațiunea. Vorbește nu rațiunea primează, ci partea sentimentală, partea emotivă a noastră. Pentru că omul nu e făcut doar din rațiune, ci și din sentimente. Și de multe ori ele sunt cele care ne conduc acțiunile, oricât de raționaliști ne-am ne dat noi. O să închei acest material cu un citat din filozoful britanic Bernard Russell. Îl voi spune în engleză pentru că e și un joc de cuvinte mult mai expresiv decât ar fi dacă l-aș traduce în română. Bernard Russell spunea cam așa War does not determine who is right, only who is left. Adică războiul nu determină cine are dreptate, doar cine a mai rămas în picioare, se înțelege, adică viu. Este un citat trist, asta e realitatea din păcate fie ca rațiunea să înceapă să vorbească, iar armele să tacă. La revedere și pe data viitoare.